Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre un Golf 3 GTI. Un Golf pe care l-am cumpărat foarte, foarte, foarte ieftin. Doar 500 de lei. Dar nu vă grăbiți să trageți concluzia aiurea, pentru că acest Golf arăta oribil. Deci ăsta chiar arăta oribil față de celelalte mașini pe care le-am cumpărat cu bani puțini. Bun, hai prima dată să vedem cum arată mașina și după aceea o să vorbim despre ea. No, după cum ați văzut, arăta oribil. De ce arăta așa? Pentru că cel de la care l-am cumpărat avea un proiect și vrea să facă o mașină mișto din acest Golf. Dar din păcate a intervenit o problemă, a rămas fără bani din câte am înțeles și a renunțat la acel proiect și a vândut mașina mai departe. Eu am cumpărat mașina cu 500 de lei. Pe lângă mașină mi-a mai dat o grămadă de chestii, gen capot, ce mi-a mai dat? Praguri, aripi, o ușă, multe, multe alte chestii. Mi-a dat o grămadă de chestii care urma să le schimbe el la mașină, dar din păcate a renunțat la proiect. La început am zis că o să mă ocup eu de mașină și că o să o fac cum trebuie, însă și eu am renunțat pentru că era foarte multă rugină în ea, era foarte mult de lucru, am reușit să-i fac pragurile pe partea dreaptă, mi se pare. Într-un final am renunțat și eu, deoarece mi se părea o investiție oarbă. Pentru că eu nu aveam de gând să țin acea mașină și după aia mi-am dat seama că investesc niște bani aiurea în ea și după aia nu o să scot bani. Așa că am făcut un anunț pe un grup de Facebook în care am prezentat mașina în starea în care era. Am prezentat ceea ce făcusem eu la ea, ceea ce îmi dăduse tipul ăla să schimb la mașină. Și am zis că vând mașina, cine vrea să o ia, să continue proiectul, deoarece și eu am renunțat la el. M-a contactat cineva, m-a întrebat dacă tehnic este ok, dacă merge motorul și mai multe detalii despre ea. Deci mașina din punct de vedere tehnic era ok. Așa, mergea foarte bine, o știe lumea pentru că am avut-o ceva timp prin spatele blocului, am avut-o și pe la grădină, am încercat eu să lucrez la ea. Tot așa am vrut să o dau la cineva, a venit ăla, s-a dat cu ea și făcea raliuri prin spatele blocului. Mi-a zis dacă las să dea o tură cu mașina, am zis că da. Și s-a apucat omul să facă raliuri prin spatele blocului. Și zic, bă, ce faci, frate? Păi, am vrut să văd dacă merge bine motorul. Mașina am vândut-o după aceea cu 1800 de lei. Profitul nu a fost mare, dar a fost pe măsură, oarecum. Acum hai să vorbim un pic despre site și despre mașina pe care vreau să o dau cadou. Mâine sper să fie gata site-ul, încă lucrez la el. Să știți că nu este chiar așa ușor. Am de lucru la acel site pentru că vreau să fac ceva să fie ok. Am văzut persoane care m-au întrebat dacă mai este loc la concurs. Da, sunt locuri. Am văzut comentarii de la persoane care mă întrebau dacă se mai pot înscrie în concurs. Liniștiți, vă puteți înscrie în concurs, pentru că încă nu s-au vândut cele 100 de odorizante. Pentru cei care fac calculele alea oribile și spun, bă, 100 de odorizante a câte 5 euro, deja ți-ai scos 500 de euro, practic vinzi mașina cu banii ăștia și nu știu ce. Da, să nu uităm că aceste odorizante personalizate nu cresc în copaci, să nu uităm că eu trebuie să trimit 100 de plicuri în țară, cu 100 de odorizante, iar acele plicuri nu le pot trimite cu porumbei special antrenați la fiecare adresă din țară. Și nu, să nu uităm că cei care donează pe PayPal, în loc de 5 euro, eu primesc 4,42 euro, pentru că PayPal-ul ia un comision de 58 de cenți la fiecare tranzacție de 5 euro. Așa că hai să nu tragem concluzia aiurea și să nu ne aruncăm repede să judecăm, pentru că habar nu aveți despre ce e vorba. Banii din donațiile pe care le faceți voi se duc în mașină, mai în special în schimbarea consumabilelor de pe mașină. Doar distribuția ca să o schimb mă costă undeva la 800 de lei. Așa că nu cred că are rost să vă mai dau explicații, că oricum vorbesc cu pereții. În fine, oricum îmi bat capul degeaba, pentru că n-ai ce le cere haterilor. Este meseria lor să facă doar hate și să pună întrebări de căcat. Mamă, ce-i? Mamă, câta gaura. Așa. Eu mi-am rezolvat treburile, acum mergem liniștiți spre casă.
edităm acest videoclip și după aceea vedem ce mai avem de făcut toată ziua. Mă duc acasă și mă pun să lucrez la site, pentru că am de făcut o grămadă la el. Nu mă așteptam să dureze atât, dar e foarte greu. Filmează, editează, randează, lucrează la site, mănâncă, mai stai cu fetița, mai stai cu nevastă, mai du-te la magazin. Deci programul meu e varză în momentul de față. Dar ok, oameni buni. Până una alta, vă aștept pe Instagram, găsiți link în descriere, vă aștept pe grupul Samsar Auto. Site-ul la care lucrez și pe care o să găsiți detalii despre mașină se numește samsarauto.ro. Grupul de Facebook se numește Samsar Auto. Găsiți link în descriere. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Aștept cu nerăbdare întrebările voastre și până data viitoare, v-am pupat. Bye bye.